Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori. Sunt Vlad Madan și în următoarele minute vă invit să vizionați emisiunea Reflector Analitic. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre persoanele cu dizabilități, despre drepturile și obligațiile pe care le au ele, dar și despre atitudinea noastră raportată la acestea. Invitatul nostru este Iurie Mihalache, doctor conferențiar universitar, decanul Facultății de Drept de la Universitatea Constantin Mânsteri, avocat. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Domnule Mihalache, vreau să încep cu o întrebare, s-ar părea la prima vedere banală. Persoanele cu dizabilități, în esență, au aceleași drepturi ca și fiecare dintre noi. De ce deseori ele sunt discriminate? Discriminarea vine din considerentul că în perioada până la 90, acestei categorii de persoane le se acorda o atenție mai mică, da? Oarecum erau marginalizate, da? După 90, de moment ce Republica Moldova a încheiat numeroase acorduri, a acceptat cadrul legislativ internațional, în special a Uniunii Europene, s-au impus mai multe condiții, respectiv au fost preluate norme din cadrul internațional, introduse în legislația națională și s-a pus problema stringent. Mai mult decât atât, organizațiile internaționale și-au intensificat activitățile, au fost înregistrate mai multe asociații obștești, scopul cărora este de a ajuta, de a contribui la evitarea, la prevenirea, da? Eliminarea discriminării și tot ce ține de în contextul în care discutăm domeniu. Despre discriminare, reieșind din activitatea dumneavoastră de avocat, în ce sfere se manifestă ea cel mai frecvent și cât de des se adresează poate concetățenii noștri pentru apărarea acestor drepturi, eu le-aș zice fundamentale? Da, vorbim despre persoanele cu dizabilități. Cel mai dificil le este accesibilitatea, adică faptul de a avea acces fizic către instituțiile publice, drumuri, parcuri, în mare parte sunt instituțiile de protecție socială cu care au tangență zi de zi, instituții de învățământ, instituții medicale, bănci comerciale, și le este dificil deoarece, fiind în cărucior sau altfel având acea dizabilitate, le este îngrădit pur și simplu dreptul, da? Nu pot sta în rând sau urmează să urce la etajul 5, etajul 6, așteaptă ascensorul, iarăși scări, etc., etc. Și uneori asta este mult mai dificil decât a soluționa alte lucruri care pentru ei sunt mai ușoare sau mai dificile. În vizorul că instituții ar trebui să fie aceste probleme, pentru că din câte cunoaștem, cel puțin și media a sesizat în repetate rânduri că există persoane, activiști civici, care au mers până în instanță de judecat pentru a-și apăra acest drept. Exact. Cunosc situații, asociațiile obștești, unele au mers în instanță, au câștigat. Până la urmă, cui revine responsabilitatea? În mare parte, responsabilitatea a fost pasată către administrația publică locală, primăria, da? Și practica de zi cu zi ne dovedește că ori de câte ori apare problema și persoana dorește să fie soluționată, înaintează o cerere în adresa primăriei, răspunsul este de genul: da, recunoaștem, conform legislației, instituțiile trebuie să fie dotate cu astfel de rampe, scări adaptate pentru persoanele cu dizabilități, dar din cauza lipsei resurselor financiare, nu suntem apți la moment de a soluționa problema, pe viitor, bineînțeles, vom ține cont, etc., etc. De regulă, acesta este răspunsul, da? De ce? Fiindcă, pe de o parte, legislația obligă instituțiile publice să doteze căile de acces la condițiile persoanelor cu dizabilități, pe de altă parte, astea nu au bani, da? Nu au bani. Respectiv, lasă lucrurile așa cum le lasă. Ori, în același timp legea prevede, dar nu există niște sancțiuni clare. Ori sancțiunile sunt mici, da? O amendă de câteva sute de lei. Ori asta pentru o persoană juridică e destul de puțin. Dar amenda se achită, dar lucrul nu se face, da? Și rămâne pe vechi. Cum stăm la capitolul instituții de învățământ preuniversitare? Copiii ar trebui să aibă posibilitatea să ajungă în sala de curs ca să-și pregătească temele?
Bineînțeles că ar trebui, legea prevede că toate instituțiile urmează să fie dotate, fără excepții. Altceva că rămâne la discreția instituției. Are de unde, nu are de unde. În același timp, sancțiunea nu este pe potrivă și atunci instituția o lasă, înțelegeți, are lucruri mai importante, soluționa în viziunea acelei instituții și lasă în ultimul rând problema respectivă. Cunosc persoane și eu, fiind în cadrul facultății și ulterior am avut colegi care aveau anumite dizabilități, se descurcau așa cum puteau, îi mai ajutau colegii, îi mai ridicau, ei se învățau pe parcursul anilor, da? Făcând 4 ani de facultate și deja știau cum să urce pe scări cu căruciorul. Sau veneau mai degrabă cu 40 de minute, da? Când e mai puțină lume și astfel puteau să urce așa cum puteau ei. S-au adaptat. Domnule avocat, haideți să vedem de ce deseori în instituțiile care există aceste rampe sunt construite necorespunzător, nefuncțional, dacă vreți. Unghiul este mult prea mare. Nu cred că cineva, chiar și o persoană fără dizabilități, ar fi tentată să încerce și la sigur nu va reuși să urce pe această rampă. Da. Există penalizări și la acest capitol? Încep de la faptul că 70, poate 80% din instituțiile, întreprindere în general vorbim, fie că este universitate, liceu, gimnaziu, punct medical, toate împreună. Practic, 80% dintre ele nu sunt dotate cu astfel de rampe, da? Nu sunt adaptate pentru persoanele cu dizabilități. Mai departe, de ce? Ori de ce sunt, dar sunt necorespunzătoare și atunci oricum nu pot fi utilizate. Răspunsul este, majoritatea dintre ele au fost construite, vorbesc de aceste edificii, mai mulți ani în urmă, atunci când nu erau exigențele pe care le avem în prezent. Și la momentul elaborării proiectului și construcției, nu au fost prevăzute rampe. Ulterior, fiind emis vreo dispoziție a Consiliului Local, vreo decizia primarului, etc., a fost dat spre executare. Și atunci meșterii, având instrumente puține, având niște materiale care au simple, rămas. Da, ciment, lemn, piatră, au construit așa cum au putut, fără ca cineva să verifice compatibilitatea și funcționalitatea lor, dacă ele sunt utile pentru persoane cu dizabilități sau nu sunt utile. Astfel încât răspunsul sau hotărârea să fie cu sigla s-a executat. Da? Cunosc astfel de situații. O persoană cu dizabilități în satul natal a depus-o, ce fiind indignată de faptul că nu poate ajunge la punctul medical, a depus o cerere în adresa primăriei. A așteptat 30 de zile, dar a primit răspuns. Răspunsul a fost următorul. Administrația locală recunoaște faptul că conform legislației este obligată să dețină astfel de rampe, da? De acces pentru persoane cu dizabilități. Din motiv că sursele financiare sunt puține în bugetul local, nu putem la moment să onorăm obligațiunea, pe viitor vom ține cont, etc. Persoana fiind insistentă, da, și dorind totuși să facă un bine și pentru alte persoane din sat care întâmpină dificultăți, nu pot ajunge la punctul medical atât de ușor, a depus repetat o cerere. Văzând insistența, Consiliul Local a emis o decizie prin care a alocat totuși ceva resurse financiare și s-a apucat un meșter, a făcut rampa respectivă. Persoana a revenit peste o perioadă, fiind în străinătate, iar și a mers la punctul medical. Da, rampa este, dar el nu poate merge cu căruciorul, nu poate trece. De ce? Pentru că rampa e făcută necorespunzător, da? Ciment, piatră și cam atât. A depus a treia oară cerere și a rugat ca să o adapteze, fie chemat și el, să altă persoană cu cărucior. Da, și a treia oară și tocmai atunci au nivelat, au ondulat așa cum au putut ca să poată trece și alte persoane, inclusiv el cu căruciorul. Vedeți, din 3 tentative totuși au obținut ceva. În alte situații nu s-au obținut, în alte situații iarăși. Se ajunge și în instanță de ajutor? Se ajunge în instanță, dar persoanele cu dizabilități nu sunt motivate. Sunt motivate, poate, dar nu au capacitățile și dotările necesare ca să meargă în instanță, să stea la ușă. Cunoașteți situația că procesele de judecată durează un an, chiar și doi, în prima instanță. Și de fiecare dată se amână sau altceva. Și cum o persoană cu dizabilități să-și angajeze și un avocat pentru...
Nu, doar asociațiile obștești care încearcă să ajute persoanele din categoria respectivă, da, obțin anumite rezultate. Spuneați ceva mai devreme despre centrele de sănătate și vroiam să vă întreb aici, poate o întrebare, o anticipez și din partea telespectatorilor noștri, în ce măsură există grupuri sanitare pentru aceste persoane? Cu atât mai mult în mediul urban. Da, sunt medicii. Sunt medicii în competența cărora intră și faptul de a ajuta persoanele cu dizabilități. Situația de zi cu zi ne dovedește că totul depinde de circunstanță, da? de personalul disponibil, de faptul la cine te adresezi, cum, cine e liber la moment. Totul depinde de conjunctura respectivă. Deoarece centrele de sănătate nu au dotările corespunzătoare. Cunoaștem că lipsește și personalul și multe alte lucruri. De aceea, de multe ori, lasă de dorit acest aspect. Deși legislație există legislație, dar sunt și anumite sancțiuni. De multe ori aceste sancțiuni nu se aplică deoarece nu prea se adresează nimeni, ori dacă se aplică, atunci întreprinde ei pe ansamblu, adică persoane juridice. Dar problema e că eroarea s-a făcut chiar la momentul construcției, proiectantul, da? Cunoaștem că înainte de a construi ceva, trebuie să avem un proiect, o schemă eliberată de compania de proiectare. Și în această schemă de proiectare lipsesc rampele, lipsește partea grafică ce ține de acomodare, de adaptarea scărilor drumului pentru persoanele cu dizabilități. Și atunci executorul execută așa cum e proiectul. Întrebarea de ce? De ce lipsește? Pe motiv că, pe de o parte, proiectanții nu prea țin cont de persoanele cu dizabilități, pe de altă parte, însă și proprietarul, da? Cel de comandă proiectul, insistă, face presiuni ca să fie excluză, ca să nu aibă niște cheltuieli în plus. Da? Astea duc la faptul că deseori edificiile nu sunt dotate cu astfel de rampe. Domnule Mihalache, cred că foarte mult am discutat și noi, reprezentanții media, dar și societatea civilă, despre aceste recomandări adresate angajatorilor pentru a primi la serviciu persoane cu dizabilități. Haideți să vedem, carul se mișcă din loc, ieșind din activitatea pe care o desfășurați. Au aceste persoane acces în instituțiile publice, sunt angajate? Vorbea ceva mai devreme despre acomodarea spațiilor necesare pentru bună exercitare a misiunii pe care o au. În mare parte depinde de persoană. Cunoaștem că oricine poate să facă studii, chiar dacă are anumite dezabilități, dacă își dorește, este motivat, depune efort, poate obține rezultate. Mi-amintesc un coleg de facultate, persoană care are anumite dezabilități și se mișcă destul de greu, dar 4 ani a făcut frecvența de zi facultatea de drept. Așa cum a putut. Deseori și profesorii îl ajutau ca să poată să urce. Da. Și să urce, dar însă și să se exprime, să poată face lucrurile. Și colegii îl înțelegeau, a absolvit facultatea. Ulterior a muncit băiatul cum a putut și a susținut examenul de admitere în avocatură. A făcut stagiere în avocatură, mergea în instanțele judecătorești, așa singur el cum putea. Ulterior a susținut și examenul și este avocat. Mă întâlnesc zilele trecute cu el și îl întreb cum activitățile. Păi ne descurcăm, iată așa. Optimist. Optimist băiatul, vedeți? Este o fire destul de puternică și cei din jur cu adevărat îl înțeleg, îl ajută și se promovează. În alte situații este altfel. De ce depinde și de om foarte mult? Optimismul contează mult. Munca. Angajatorul acomodează aceste spații? Angajatorii cunoaștem nu prea acomodează. Realitățile Republicii Moldova le cunoaștem cu toți, în special domeniul privat, unde angajatorii încearcă să selecteze persoane care să lucreze cât mai econom, la un salariu mai mic, respectiv rezultatele să fie. Dar legea prevede obligativitatea de a angaja persoane cu dizabilități. Un anumit procent e prevăzut. Da, în fond, persoanele au anumite dizabilități, dar pe altă linie ei sunt apți, da? Ori, depinde facultăți mentale, pregătire profesională o pot avea, talentul, da?
În schimb, au probleme cu aparatul locomotor sau cu altceva. Cei ce nu încurc una la cealaltă. Iar depinde de situație. Domnule Mihalache, există un consiliu care le apără drepturile, dacă aș putea spune așa, și care este menirea acestuia? Până la urmă, aceste decizii pe care le emite sunt obligatorii de a fi implementate sau sunt cu titlu de recomandare? Vorbim de Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității. Da, acest consiliu este abilitat cu dreptul de a verifica, în sensul că de a monitoriza situația, respectiv discriminarea pe gen de dizabilitate este o formă a discriminării care intră în competență, da, în funcțiile Consiliului sus menționat. Consiliul este abilitat cu dreptul de a aplica amenzi în anumite situații prin înaintarea decizii în instanța de judecată, în alte situații pot aplica de sine stătător. Depinde de situație, da? Deoarece discriminările pot fi pe diferite criterii, vârstă, dizabilitate, apartenență politică, etc., etc. Și atunci acest lucru ar permite adresarea pentru instanță de judecată? Da, acest lucru ar permite. Da, este o instituție care vine în ajutorul persoanelor cu dizabilități. Vedeți că deseori persoanele nu se adresează, nu știu unde să înainteze o cerere, ori nu o fac în modul corespunzător. Și atunci Consiliul acționează atunci când este sesizat ca orice instituție. Din oficiu mai rar, mai rar se întâmplă, da. Și dacă asociațiile obștește înaintează cereri sau o persoană fizică o astfel de cerere, da, este verificat, se constată încălcarea, se aplică sancțiuni, se merge și în instanță, sunt cazuri. Da. Domnule Mihalache, cum se circulă pe străzile capitale și de fapt în întreaga țară pentru o persoană cu dizabilități? Este dificil să circule. Vorbim de transportul public, doar troleibuzele, municipiul Chișinău, astea noi, sunt dotate cu rampe. Și aici misiunea revine conducătorului, da, șoferului. Coboară de fiecare dată, deschide rampa, urmăream și îl întreabă pe om unde vei coborâ, ca să știu unde să cobor, să deschide iarăși ușa și să... Alte persoane s-au adaptat de acum, urcă de sine stătător. În ce privește transportul public interurban, vorbim de autobuze, microbuze, în plan republican, nu au astfel de dotări, ori e dificil, pe de o parte, a impune anumite sancțiuni întreprinderii de transport care deține cele autobuze. De ce? Fiindcă autobuzele nu sunt dotate de la fabrică, respectiv dotarea tehnică lipsește din start. Altceva, atitudinea mai puțin binevoitoare a conducătorilor auto, da, șoferilor. Cunosc situații când persoana, fiind în cărucior, la o oră matinală, părinții l-au ajutat, a venit la stație, la nordul Republicii, a așteptat autocarul spre Chișinău, a oprit autocarul, a urcat ceilalți pasageri, el a fost refuzat, din motiv că e multă lume, nu avem timp, întârziem, nu te luăm. A rămas indignat. Ce a făcut? A depus o cerere în adresa companiei de transport care aparține autobuzul, o copie în adresa Ministerului Transporturilor. Să vedeți, administratorul companiei a primit cererea, l-a invitat pe șofer, respectiv i-a aplicat sancțiuni disciplinare și a cerut scuze față de persoana cu dizabilități. Și peste câteva săptămâni, persoana iarăși avea nevoie să meargă spre Chișinău, a oprit autobuzul, s-a oprit autobuzul, același șofer, și a cerut scuze. Vedeți, este factorul uman, atitudinea pe care o are fiecare om față de celălalt. E nevoie de timp pentru a ne adapta din punct de vedere psihologic, să zic, acestor inconveniente. Cum circulăm pe străzi? Străzile și ele ar trebui să corespundă anumitor parametri? În mare parte de străzile nu corespund, le vedem, că însă și trotuarele lipsesc, da? Sau sunt parcate mașini. Și e dificil, ne mai vorbim de persoane cu dizabilități sau mămici cu cărucior, da? E destul de complicat, în special condițiile meteorologice, știm, ultimul timp au făcut un dezastru la acest capitol. Din nefericire, lipsește un cadru legal prin care administrația locală,
companiile de construcție ar fi obligate să doteze parcurile, drumurile publice, străzile cu diferite rampe, sau dacă există, este destul de vag exprimat și lipsesc sancțiuni. De aceea, totul depinde de circumstanță. Da. Vreau, de fapt, să revenim, poate ar fi fost cazul pe parcursul discuției, să punem accentul pe un aspect foarte controversat. Atunci când vorbim despre aceste persoane cu dezabilități, foarte multă lume se întreabă de ce se pune accentul pe diferite sintagme. Care ar fi, de fapt, sintagmele corecte atunci când vorbim despre persoane cu dezabilități? Deseori se discută și până la urmă nu cunoaștem care e formula corectă. Da, mai... Cu necesități speciale sau cu, nu știu... Cu nevoi speciale, necesități speciale, asta e sintagma, ce exprimă sinonimia cuvântului dezabilitate. Sunt persoanele care, în virtutea nașterii sau pe parcursul activității, au avut fie accidente, fie spontan, da, au suportat anumite incidente, etc. Poate fi pe motiv de auz, mișcare, etc., etc. Este un domeniu care ține mai mult de protecția socială, da? Dreptul protecției sociale, instituțiile medicale, dar asta e. Este cadrul legal, avem legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități. În această lege sunt enumerate toate aceste categorii, ce este dizabilitate, ce nu este dizabilitate. Sub acest aspect, legislația este conformă. Mai mult decât atât, avem numeroase directive europene, rezoluții, regulamente, pe parcurs au fost preluate de România, noi le-am preluat din România. Legislația există. Altceva, am zis, funcționalitatea, aplicabilitatea ei. E mai ușor să preiai și să adopți o lege decât să o implementezi. Aici ne confruntăm cu lipsa surselor financiare, lipsa anumitor sancțiuni, nedorința funcționarilor publici, a persoanelor fizice responsabile de a implementa. Domnule Mihalache, dacă nu mă înșel memoria, anul trecut am participat la o discuție axată pe un caz destul de interesant atunci când o persoană cu deficiențe locomotorie a fost chemată să susțină bacalaureatul alături de colegii săi de clasă. Și atunci, ca și în orice problemă controversată, s-au împărțit în două tabere. Unii spuneau că pentru absolvire este cazul să fie prezent în sala de curs, ceilalți spuneau el a urmat un plan individual, ar fi trebuit la calculator individual sau acasă sau într-un centru special amenajat să susțină acest bacalaureat. Haideți să vedem până la urmă care este poziția dumneavoastră, cum totuși se procedează în aceste situații specifice. Da. Bineînțeles, persoana își dorește să susțină bacalaureatul, corespunde exigențelor, a ajuns până în clasa 12-a, consider necesar de a adapta, da? Ori sunt câteva situații, nu sunt multe astfel de persoane, urmează a fi susținute, urmează a fi creat un mecanism pentru ca comisia să adapteze exigențele la felul de a se exprima persoane cu dizabilități. Da? Nu știu în ce măsură au făcut-o, consider că au ajuns la un consens și persoana a avut posibilitatea să susțină acest examen. Altceva, rezultatul deja urmează să fie obiectivitatea. Dar directivele Uniunii Europene și cadrul legal internațional prevăd exact ceea ce s-a menționat mai sus. Toată infrastructura socială urmează a fi ajustată inclusiv la cerințele persoanelor cu dizabilități. Faptul de a nu corespunde se sancționează prin anumite unități convenționale, amendă, excludere din anumite consilii a instituției care nu respectă exigențele și așa mai departe. Altceva că la această etapă, spuneți, noi suntem abia la etapa de început, da? Anii 90, dar parcă staționăm. Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii și multe alte state au trecut prin această etapă cu mulți, mulți ani în urmă. Ceva firesc pentru ei, pentru noi urmează să ne adaptăm. Deseori, chiar în instituțiile publice ale statului, cum se face urcarea la etajele superioare pentru aceste persoane? Ascensorul, de regulă este ascensorul. Dacă ascensorul nu funcționează,
persoana urmează să fie ajutată. Deseori, aceste persoane, dacă sunt în cărucior, s-au învățat singuri să urce, câte un pic, câte un pic, este un efort mare. Dacă au alt gen de dizabilitate, iarăși se descurcă cum consideră de cuvință. Deseori îi ajută părinții, frate, soră, colegi și așa mai departe. Majoritatea situațiilor, persoana știe că va ajunge la acel bloc, știe dificultatea, ori pentru dânsul asta e cel mai important. Și el din start deja prevede cum va ajunge. El deja vine cu cineva care să-l ajute, înțelegeți? Asta e realitatea. Dacă e să vorbim ceva mai devreme, spuneam despre deplasarea către universități, alte instituții de menire socială. Până la urmă, ei au o persoană, aceste persoane cu dizabilități au o anumită însoțitor, da? Care trebuie să-i ajute în deplasare. Până la urmă, care este statutul acestui însoțitor? Este remunerat? Care e, până la urmă, cine este el? Vedeți că legislația nu este definitivată la acest capitol. Ori sunt asistenții sociali. Dar asistenții sociali, cunoaștem, nu pot satisface pe deplin necesitățile persoanelor cu dizabilități. În această categorie intră și pensionare, și persoanele diferite categorii de dizabilitate. Și atunci munca asistentului social se reduce la faptul de a-i procura pâine, produse alimentare, și persoana se achită, al suna și al întreba dacă ai luat pensia, etc., etc. Îl mai ajută lucruri mici. Asta e. Dar o persoană care să fie în permanent lângă persoana care suferă, din păcate statul nu poate să ofere. Nu poate să ofere. De aceea toată sarcina revine membrilor familiei, cei mai apropiați. Soț, soții, copii, ce și mai departe. Ori, repet că persoana cu dizabilitate, ea știe durerea respectiv pe parcursul anilor, știe cum să soluționeze. Deja s-a adaptat, s-a acomodat și poate face un efort dublu sau triplu comparativ cu persoana noi. Da, pentru a depăși. Da? Ori, pentru a ajunge din sat în oraș, știe că trebuie să se trezească cu două ore mai degrabă, să ajungă cu o oră mai degrabă, să aștepte, îl ajută cineva dintre consăteni, urcă în microbus, la Chișinău comandă taxi, ajunge până la destinație, respectiv iarăși taxi, ajunge până la autogară și tot așa, tot așa, da? Și formează un grafic pentru a ajunge a ieși din situație. Domnule Mihalache, am fost martor unei discuții atunci când unui tânăr ce urma să depună actele pentru a studia la o instituție de învățământ, eu aș zice că i s-a încredit dreptul la această opțiune. Membrul unei comisii spunea cum poți tu deveni, nu știu, jurnalist în cazul în care tu nu te poți deplasa. Sau cum poți tu deveni avocat în cazul în care nu te poți deplasa. Cum este catalogat acest lucru? Da, bineînțeles că este o chestie de conduită, comportament, da? Norme de etică. Chestie în fond, de bun simț până la da, urmă. Da, da. În fond, cunosc persoane cu anumite dezabilități, dar au depășit, da? Am zis, dizabilitatea poate fi pe un aspect, în schimb, are talent, are vocație pe alt aspect. El de regulă facultățile vede, mentale. Exact. Înainte de a veni la o facultate, persoana discerne lucrurile și vede unde și are vocație, ce poate face mai bine, nu degeaba a venit. Și deseori se dovedește că anume acele persoane sunt cu o treaptă, două mai sus decât persoanele. De ce? Pentru că își știe neputința, depune un efort. Este limitat în acțiunile lui de zi cu zi, da? Mai puțin timp petrece în exterior, mai puțin timp petrece, da, la discotecă cu colegii sau la restaurant, nu știu unde, pentru că nu poate, are anumite deficiențe de mișcare. În schimb, stă și citește mai mult, studiază doctrina de specialitate și asta îl face să fie mai bine instruit și să descurce mai bine. Altceva, la etapa angajării. Dacă treci concursul, dacă este acceptat de către angajator, atunci are rezultate mai mari, deseori, decât celălalt. Asta e, depinde de persoană. Raportat la angajator. Spuneam ceva mai devreme că trebuie să urmeze acomodările. Haideți să deschidem aici un pic parantezele. În ce constă, practic, aceste acomodări? Ce se are în vedere prin această sintagmă utilizată în legislație? Da.
începem de la faptul că legislația prevede un anumit procent de numărul de salariați pe care angajatorul urmează să-i angajeze, aceștia să fie din categoria persoanelor cu dizabilități. În practică, norma deseori se respectă, mai puțin deseori nu se respectă. Nu se menționează dacă dizabilitatea urmează să țină de domeniu sau nu, deoarece cunoaștem că persoana poate avea deficiențe de vorbire, în schimb poate fi un programist bun sau invers, da? Poate avea anumite dizabilități pe linia aparatului locomotor, în schimb să aibă calități, vocații, orator, da, poate fi și un profesor talentat, etc. De aceea nu se specifică în momentul acesta, motiv pentru care multe persoane cu dizabilități pot să-și câștige sursa de existență cinstit, da, la nivel profesionist, să fie mulțumit și angajatorii și persoanele. Pe final de emisiune vroiam să vă întreb o chestie ce ține de fapt de aspectul juridic mai mult, poate de starea de lucruri din domeniul penitenciar. Am avut un caz atunci când îmi scapă acum familia unei fete, unei doamne care a fost reținută și s-a adresat în repetate rânduri pentru ca să îi se creeze condiții pentru a merge la grupul sanitar, pentru a se deplasa, pentru că avea grave probleme. De ce, până la urmă, poate iarăși e o întrebare retorică, aceste acomodări nu se încep din cadrul unei instituții care ar trebui să țină cont de toți oamenii? Da, vorbim despre instituțiile penitenciare, azi am revenit de acolo, ținând activitatea profesională și deseori vizitez special penitenciarul 13. Vă imaginați că penitenciarul a fost construit un secol în urmă, da? Începutul anilor secolului 20. Abia atunci nu erau prevăzute. Mai mult decât atât, condițiile nu corespund nici pe departe standardelor europene și condițiilor umane. Da? Știu că mai multe asociații obștești, inclusiv autoritățile de resort din cadrul Uniunii Europene, au venit cu această adresare. Răspunsul Ministerului a fost: da, recunoaștem, penitenciarul nu corespunde, dar nu avem surse financiare pentru a-l închide. Avem nevoie de alt penitenciar, dar nu avem surse să o construim. De aceea rămânem la situația care este. Asta e. Vorbim despre faptul că nu corespunde cerințelor în general, nu mai putem pune problema a persoanelor cu dizabilități în cadrul penitenciarului, da? Pentru că construcțiile sunt făcute capital cu un secol în urmă. Inclusiv persoane care să le însoțească, practic nu există. Vorbim deci despre medicul care e acolo. Clientul meu se simțea rău și de regulă medicul mai vine cu întârziere, dar tratamentul este același. Pastile. Pastile care sunt de o calitate necorespunzătoare. Deseori dispusele clienților, da. Și deseori le se face mai rău, ori rămâne aceeași stare, da? Ori se ameliorează pentru câteva minute. Deci nu putem vorbi aici de calitate în instituții penitenciare. Este dificil a vorbi despre ajustare și așa mai departe. Problema este sursele financiare. Domnule Mihalache, pe termen scurt, pe termen mediu, există o strategie care ar rezolva această problemă a rampelor pe de o parte și despre respectarea drepturilor fundamentale ale omului raportate la persoanele cu dizabilități? Bineînțeles că Ministerul de Resort, vorbim de Ministerul Construcțiilor, Dezvoltării Regionale și Ministerul Transporturilor și alte ministere, deoarece pe anumite aspecte converg toate aceste probleme, da? Există proiecte, sunt strategii, dar strategiile cunoaștem că ele poartă caracter de recomandare, da? Se fac anumite etape, pași, etc., dar deseori nu se respectă sau lipsesc surse financiare sau nu sunt persoanele corespunzătoare care să poată implementa, ori se pune pe seama autorității locale, primăriilor. Și primăriile cunoaștem deseori nu se descurcă, ținând cont de bugetul auster și de personalul care este, da, sunt puțini angajați și nu pot să-și onoreze obligațiunile, respectiv nu dotează instituțiile cu accesoriile necesare pentru ca persoanele cu dizabilități să poată urca, coborâ, să poată sta în mod corespunzător. Și vă mai devreme, dumneavoastră ați venit cu acel caz când o persoană urma să se deplaseze la Chișinău. Apare o întrebare firească. Cine se face vinovat? Aș îndrăzni să zic că este un caz fericit ceea ce ne-ați povestit, dar cine se face vinovat până la urmă atunci când o persoană nu poate ajunge în virtutea anumitor circumstanțe?
neavând mijloace financiare pentru a lua un taxi, pentru a se deplasa, cui ne adresăm? Ce ar trebui să facă omul simplu? Da, adresarea o poate face în instanță de judecată. Bine, poate înainta o cerere, o plângere în adresa Consiliului pentru prevenirea discriminării. Ulterior, Consiliul să investigheze situația, să aplice anumite amenzi, dar asta nu soluționează situația. Pentru a obține anumite despăgubiri, nevoie să depună o reclamație în adresa agentului economic, da, situația companiei de transport, prin care să descrie situația și să solicite, 1. De a administratorul sau conducătorul auto să-și ceară scuzele de rigoare și o compensare a pagubei morale, o sumă de bani ca prejudiciu moral. Asta poate cere. Și dacă nu sunt satisfăcute cerințele lui în termen de 14 zile, legea prin protecția consumatorilor, care sunt incidența acestei legi, acest litigiu, acțiune judecată. Iarăși, ne mirim în situația că persoana cu dizabilități nu poate veni la ședințele instanței. Ori să-și angajeze un avocat, nu are de unde. Bine, este răspuns. Avem avocații de stat, avem Consiliul pentru prestarea serviciilor de asistență juridică garantată de stat. Și anumitor categorii de persoane li se oferă un avocat de stat. Da, depune o cerere și poate să fie soluționată problema. Cunosc situații cu autogară, da? O autogară de municipiul Chișinău, persoana pur și simplu nu avea posibilitatea să ajungă la baie, ținând cont că și baia nu este adaptată. Și atunci s-a adresat la direct, persoana destul de puternică sub aspect de fire și de și directorul gării și-a cerut scuze și a zis că da, aveți la dispoziție baia administrației, da? Ori de câte ori sunteți aici, ne scuzați, dar nu am dotat, nu s-a adresat nimeni. Înțelegeți? Până acum nimeni nu s-a adresat pentru a solicita ca să fie adaptată baia, scările și așa mai departe. Sunteți primul. A venit ulterior acasă, a depus o cerere oficial în adresa autogării, o copie în adresa Ministerului Transporturilor. S-a dovedit funcționarul din cadrul Ministerului, destul de receptiv, a făcut legătura și cu autogara și în timp de o lună au fost adaptate, da? Și baia, și scările, și alte accesorii. Ulterior, persoana când a revenit, chiar a fost invitat și i s-a arătat, a fost sunat. Vedeți, este un exemplu pozitiv. Și de ce? Pentru că el a fost primul care a depus oficial. Multă lume a rămas nemulțumită, dar el a fost cel din tâi care a depus o cerere în mod oficial și la cererea lui s-a dat un răspuns corespunzător. Domnule Mihalache, mai avem 2 minute în cadrul acestei emisiuni. Eu vreau să vă întreb, atunci când noi vorbim despre discriminare, în ultimul timp am impresia că ajungem să discutăm despre discriminare religioasă a minorităților sexuale și așa mai departe, fără ca să înțelegem până la capăt care este specificul acestei discriminări. O întrebare tranșantă. Sunt discriminate persoanele de o altă religie în țara noastră, persoanele ce au o altă etnie, persoanele ce au o altă orientare sexuală și așa mai departe? Da, din ceea ce vedem în mass media, ceea ce vedem în viața de zi cu zi, activitatea socială a diferitor asociații obștești, organizații religioase, etc., se simte acest element al discriminării. Altceva că în rândul organizațiilor religioase există fundamentalism, da? Fundamentalism, o încredere exagerată în niște dogme care în fond ele sunt înțelese greșit. Sunt înțelese greșit și dintr-o gelozie, o exagerare sub aspect de zel, se ajunge la niște situații conflictuale. Ori, în numele unei anumite confesiuni se fac niște manifestații care deseori scapă de sub control sau creează o atitudine de disconfort pentru aceiași credincioși sau pentru aceleași persoane care uneori chiar se simt neplăcut. Deoarece unele manifestații dau dovadă de bun simț sau lipsă de cultură sau educație sau... Da, această discriminare există. Există și deseori e din excesul de zel în ceea ce se face din partea unor confesiuni sau unor partide politice, organizații
caracter sportiv. Domnule Mihalache, pe final de emisiune, spuneți-mi, vă rog, care este mesajul dumneavoastră adresat persoanelor cu dezabilități și, de fapt, unor persoane care, în anumite circumstanțe, au constatat că au fost discriminați? Da. Mesajul meu este a înțelege faptul că pot obține mai mult decât obțin persoanele care au integritatea fizică și psihică, e nevoie de muncă, e nevoie de îndrăzneală pentru a obține ceea ce își doresc și totul este posibil. Totul este posibil prin muncă, concentrare, o atitudine binevoitoare, insistență, perseverență, da, în ceea ce fac, pot depăși orice bariere. Și este posibil, încă o dată reiterez, este posibil. Domnule Mihalache, noi vă mulțumim pentru amabilitatea de a participa la această emisiune și de a veni cu aceste explicații raportate la tema discutată. Vă așteptăm și cu alte ocazii în studioul Accent TV și a emisiunii Reflector Analitic. Stimați telespectatori, atât am reușit în cadrul emisiunii de astăzi. Sunt Vlad Madan, vă mulțumesc pentru atenție. O seară bună alături de Accent TV. Pe curând!